Pentru ca să transmitem informații despre un produs sau un serviciu către consumator, de obicei avem nevoie de un nume. Acest rol foarte bine îl joacă o marcă. Adică, dacă ieșim din lege, de fapt orice semn poate fi ca marcă. Ca să putem utiliza acest semn, este important ca să fie înregistrat, adică să fie protejat. Pentru a asigura protecția, se face primul pas de punerea unui formular tip la AGP, respectiv, după toate procedurile, obținem înregistrarea mărcii. În formularul aș menționa trei puncte cele mai importante. Solicitantul, semnul și respectiv lista de produse sau servicii pentru care se vrea înregistrarea mărcii și în viitor va fi utilizată. După realizarea acestei proceduri, marca devine o proprietate privată a acestui producător. Deci el poate să dețină acest drept și să-l utilizeze după cum crede el că e cel mai bine. Respectiv, la momentul înregistrării la AGP, se obține înregistrare pentru Republica Moldova. Adică, în acest mod, producătorul are asigurat protecția la nivelul țării. În cazul când producerea deja a obținut rezultate mai mari și deja simte necesitatea de a exporta produsele sau servicii, în acest caz ar fi bine să se determine care va fi piața de export și, în acest mod, să asigure întâi protecția mărcii pe teritoriul statului respectiv și apoi să fie expediate produsele sau serviciile în acea țară. Ca să se asigure protecția în alt stat, procedura ar fi similară cu cei ce ar obține protecția în Republica Moldova. Depune cererea de înregistrare în țara respectivă și obține o înregistrare similară. Această procedură este binevenită în cazul când ai nevoie de protecție doar într-un singur stat. În cazul când ai nevoie de, adică solicitantul are nevoie de protecție în mai multe state concomitent, cel mai util ar fi de să utilizeze procedura internațională de protecție a mărcilor, ceea ce este determinat sau asigurat prin sistemul de la Madrid. Este o procedură mult mai eficientă în comparație cu protecția în fiecare stat separat. De ce? Fiindcă, în acest caz, stând în Republica Moldova, se perfectează o cerere în limba engleză-franceză, se prezintă la AGP, AGP o verifică și o expediază la Biroul Internațional la Geneva. În acest mod, prin cererea trimisă prin procedura internațională, solicitantul poate solicita protecție până la 100 de state. Desigur că dacă are export sau planifică export în toate aceste state, deoarece, în dependență de prioritățile companiei, va selecta acele state în care, într-adevăr, planifică să exporte produsele sale. Astfel, printr-o singură cerere, achitând taxa într-o singură valută în franci elvețieni, iarăși achitarea poate fi atât la GNE, pentru la Biroul Internațional, cât și poate fi achitată aici la AGP, care mai departe AGP asigură ca banii să ajungă la Biroul Internațional și Biroul Internațional asigură procedura mai departe. Adică este o procedură foarte eficientă. După cum am menționat, avem o singură cerere, un singur tip de taxe și, în cazul ideal, obținem protecția în statul în care ne interesează. După obținerea protecției atât în Republica Moldova, cât și în alte state, inclusiv prin procedura internațională, marca este protejată timp de 10 ani. De la momentul datei de depozit, practic depunerea cererii și achitarea taxei de depunere, protecția va fi asigurată pentru 10 ani. După 10 ani, producătorul se va determina dacă are necesitate să asigure protecție mai departe, atunci reînnoirea poate fi realizată din 10 în 10 ani la infinit. Adică marca, de fapt, este un obiect de proprietate intelectuală cu viață veșnică, dacă se bucură de succes. Respectiv, dacă peste un timp, 10, 20, 50 de ani, producătorul, titularul acestei mărci se va hotărâ că lansează altă marcă și nu mai are nevoie de aceasta, ea își pierde valabilitatea și, atenție, în acest caz, marca este liber, poate fi utilizată, adică utilizată, poate fi înregistrată, repetat, de o altă persoană. De aceea, fiecare titular, pentru dânsul, la expirarea celor 10 sau câți ani, se hotărăște ce face. La momentul de față, în Republica Moldova, avem deja înregistrări care au peste 20 de ani, adică cam sunt de seamă cu vârsta Republicii Moldova. Desigur că sunt mărci care sunt înregistrate încă în anii 1960, care și-au continuat efectele. De aceea, vârsta mărcii depinde de producător.